15.0.2014 s-au constituit trei comisii mixte de control care au avut ca activitate verificarea stadiului de pregătire al unităților școlare pentru anul școlar 2014-2015 din unitățile administrative teritoriale ale județului Botoșani. Fiecare comisie mixtă de control a avut următoarea componență: un reprezentant al Inspectoratului Școlar al Județului, un reprezentant al Inspectoratului pentru Situații de Urgență și un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică. Comisiile mixte de control și-au desfășurat activitatea în perioada 25-5 septembrie, în baza unei proceduri care s-a stabilit de comun acord și în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Conform ordinului prefectului sus menționat, activitatea comisiilor mixte a fost coordonată de instituția prefectului prin compartimentul Corpului de Control al prefectului. Obiectivele controlului au vizat aspecte legate de infrastructura unităților de învățământ, precum verificarea lucrărilor de igienizare și dezinfecție în sale de clasă, laboratoare, cantine și internate, grupuri sanitare, verificarea lucrărilor de reparație, reabilitare, consolidare și modernizare din incinta unităților școlare, starea spațiilor din internatele școlare, igienizare, mobilier, iluminat, încălzire, gestionarea rezidurilor menajere, asigurarea apei potabile, existența autorizației sanitare de funcționare, sisteme de încălzire, asigurarea combustibilului pentru sezonul rece, dotarea cu mobilier, pregătirea spațiilor de studiu, blocul alimentar, grupurile sanitare, efectuarea dezinfecției și deratizărilor. Rezultatele și constatările în urma verificărilor efectuate sunt prezentate în cele ce urmează. Pe linia prevenirii și apărării împotriva incendiilor, au fost controlate 120 de unități de învățământ coordonatare, cu unitățile arondate aferente acestora, 29 de unități de învățământ liceal, 296 unități de învățământ primar și gimnazial, 203 unități de învățământ preșcolar, grădinițe. Pe timpul controlelor au fost identificate 103 nereguli, din care 56 au fost remediate pe timpul activităților de prevenire, respectiv ulterior, ca urmare a măsurilor stabilite de către personalul care a desfășurat activitățile. Pentru faptele care au întrunit elementele constitutive ale contravenției, s-au aplicat 22 de avertizmente și o amendă în cuantă de 500 de lei. În urma desfășurării activităților specifice, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au constatat nereguli privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, după cum urmează: neverificarea instalațiilor electrice de către persoane fizice sau juridice atestate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Exemple: Școala Rădăuț Prut, Liceul Tehnologic Hoțușca, Școala numărul 1 Tudora, Școala Hristești, Școala numărul 1 Prăjeni, Școala numărul 1 Gorbănești, Școala numărul 1 Lipiceni, Liceul Teoretic Ștefanuchian Ștefănești, Școala numărul 1 Durnești, Școala numărul 1 Românești, Școala numărul 1 Dângeni, Școala numărul 1 Dobărgeni, numărul 1 Surița, numărul 1 Ardești, numărul 1 Avrămeni, numărul 1 Adășeni, numărul 1 Mitoc, numărul 1 Hănești și structurile subordonate acestora. Neobținerea avizului și autorizației de securitate la incendiu la școli unde au fost efectuate extindere și modernizări: Școala numărul 1 Leorda, Școala Nișeni, Grădinița 23 Botoșani, Școala Ștubeni, Școala numărul 1 Hănești, Școala numărul 1 Vlăsinești, Școala numărul 1 Blândești, Școala numărul 1 Lipiceni, numărul 1 Unțeni, numărul 1 Mihălășeni, numărul 1 Vorniceni, numărul 1 Santa Mare, numărul 1 Albești, numărul 1 Drăgușeni, Liceul Tehnologic Hoțușca și Liceul Tehnologic Flămânzi. Neobținerea autorizației de securitate la incendiu la școli unde au fost efectuate extindere și modernizări: Colegiul Național Atel Laurean, Liceul Ștefanuchian Ștefănești, Școala numărul 1 Răchiți, Grădinița 14 Botoșani, Liceul Program Sportiv Botoșani, Grădinița numărul 20 Botoșani. Până la data de 8 septembrie 2014, au fost remediate următoarele nereguli constatate privind prevenirea incendiilor. Astfel, a fost actualizat și afișat planul de evacuare în caz de incendiu la grădinița numărul 1 Albești, au fost stabilite și reglementate dispozițiile privind lucru cu foc deschis, locurile pentru fumat și de adunare în caz de situații de urgență la Școala numărul 1 Românești, grădinița cu program normal românești, Școala numărul 1 Dămiteni, numărul 2 Iacobeni, numărul 1 Hulup, Școala primară numărul 2 Strahotin, Școala primară numărul 1 Albești, primară numărul 5 Mășcăteni, numărul 1 Manoleasa, Școala primară numărul 4 Sadoveni, grădinița numărul 1 Manoleasa, Școala primară numărul 3 Flodora, numărul 5 Zahoreni, numărul 1 Manoleasa, grădinița numărul 2 Liveni, Școala numărul 2 Liveni, Școala numărul 1 Saveni, grădinița numărul 5 Chișcăreni,
Grădinița numărul 5, Petrihani, numărul 3, Săveni, școala primară numărul 1, Bodeasa, școala primară numărul 2, Vozieni, grădinița numărul 4, Săveni, școala cu clasă numărul 4, Sarata Basarab. Au fost remediate defecțiunile... Ana, să vezi cu locul de fumat pentru elevi? Sau... Nu, pentru profesori. Dar și pentru elevi, că și elevi cum ne-ați mai ales la liceu și au loc amenajat în curtea liceului. Sau pe lângă... Începând de anul ăsta. Că liceu e să fuma pe afară. Pe parcursul mai avem copii și știm. Am avut și copii și nepoți și... Pe parcursul desfășurării acestor controle, inspectorul de prevenire a acordat asistență tehnică de specialitate reprezentanților unităților de învățământ în ceea ce privește respectarea și aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor în vederea desfășurării condiției de siguranță a procesului de învățământ. Pe linia sănătății publice, au fost verificate cele 528 de unități de învățământ preșcolar, școlar și liceal. Din cele 528 de unități de învățământ, 269 de unități nu sunt autorizate sanitar, 50,95%. Cele mai multe școli cu personalitate juridică dețin parțial și structuri autorizate, dar sunt cazuri în care unele nu au nicio structură autorizată sanitar. Exemplu, școala gimnazială numărul 1 Orășeni Deal, Comuna Curtești, școala Mihai Constantinianu Dorobanț, Comuna Nișeni, școala numărul 1 Roma. Unele unități școlare care și-au schimbat denumirea nu au solicitat autorizarea sanitară în conformitate cu aceasta și cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății numărul 1830 pe 2009 cu completările ulterioare. Disfuncții în reguli constatate la data controlului. Multe unități de învățământ nu au autorizații sanitare de funcționare, ca de exemplu Albești cu toate structurile arondate, Răghiți cu toate structurile arondate, Hănești, Corpul Pești cu structurile arondate, structurile arondate școlile Ordar, Gorbănești cu toate structurile arondate, structurile arondate școlii Havna, Miliaca, cu structurile arondate, Mitoc, Horia Mitoc, Nișeni și Dorobanți, Roma, Surița, Știuben, cu toate structurile arondate, Tudora, Vlăsinești, Dorohoi, școala Dimitrie Romanescu și structurile arondate, grădinița numărul 5, Dorohoi, grădinița satul nou. Structurile arondate școlii numărul 1, Săveni, și anume grădinița 4, Săveni, grădinița Petrican, grădinița Chișcăreni, școala numărul 1, Ungureni, structurile arondate școlii Vârful Câmpului, structurile arondate din comuna Vorona, din comuna Vrămeni, cu toate structurile arondate, Adășeni, cu toate structurile arondate, structurile arondate școlii Brăiești, cele ale școlii Hristești, Pordăreni, Cori, Gândești, cu toate structurile arondate, Curtești, școlile Hulup și Strahotin din comuna Dângeni, școala din Măcheni, Dobărceni, structurile arondate școlii Dumeni, structurile arondate școlii Mihai Eminescu, Ipotești. Principalele inconformități constatate. Lipsa apei curente la unitățile de învățământ din mediul rural, aceasta constituind principalul motiv pentru neacordarea autorizației sanitare de funcționare. La unitățile care nu au racord la un sistem de apă curentă, s-au amenajat puncte de spălare pe mâini din lavoar, astfel încât să se asigure un minim de condiții pentru igiena individuală a elevilor. Există unități unde s-au realizat instalații de apă curentă, însă sursele de apă sunt secate sau debit scăzut, instalații fiind nefuncționale, de exemplu la Frumușica, Prăjiri, Roma. De asemenea, în multe cazuri, sursele nefiind monitorizate din punct de vedere chimic și microbiologic, prin analize de laborator, apa nu poate fi considerată potabilă, putând fi folosită doar în scop menajer. Iar în alte cazuri, deși s-au realizat sisteme de apă curentă proprie, unitățile de învățământ nu au fost racordate la ele. Școala gimnazială Gheorghe Coman din Brăiești, școala gimnazială Nicolae Iorga din Desca. Apa de băut în școli din mediul rural, în care nu este apă potabilă, se asigură prin intermediul sticluțelor individuale ale elevilor și din surse nemonitorizate. În unele unități există dozatoare pentru apă potabilă din surse autorizate. Altă constatare. În cele mai multe unități, lucrările de igienizare sunt realizate în proporție de 80-90%. La unele unități, aceste lucrări sunt realizate 100%. Sunt și unități unde lucrările sunt întârziate. Școala gimnazială din comuna Frăjeni. Există și unități cu probleme la integritatea acoperișului, fiind favorizate pătrunderea apelor meteorice și deteriorarea clădirilor. Școala numărul 7 Botoșani, Liceul Alexandru cel Bun Botoșani, unde lucrările de la acoperișul cantinei au fost excepționate, dar nu au fost de calitate, urmând a se remedia finalizat de către constructor. Școala gimnazială numărul 1 Cândești, școala gimnazială octavă Celăcorn, grădinița numărul 3 Rădeni Frumoșica, școala Socrujen Corbănești, școala primară Ionășen Trușești, școala gimnazială numărul 3 Alba Hudești.
S-au identificat clădiri nesigure pentru desfășurarea procesului educativ, cu pereți crăpați și tendință de deplasare ușoară spre exterior. Școala Hulup Dângeni, o magazin improprii folosirii din cauza pericolului de prăbușire. Școala primară numărul 1, Cozieni, Săveni. Pentru clădirița numărul 3, Cozlău Părtiniș, unde au apărut porțiuni cu tecuelă la nivelul plafonului, s-a solicitat expertiza Inspectoratului Județean al Construcții Botoșani până la începerea anului școlar, în ceea ce privește valoarea siguranței imobilii pentru copii. Sunt unități care funcționează clădiri vechi, care necesită reabilitări, fiind dificil a se asigura condiții igienico-sanitare adecvate pentru elevi. Colegiul Ate Laurean Botoșan Corpul Vechi, Liceul Tehnologic Petru Rareș Botoșani, Grădinița numărul 1 Botoșani, Școala Petru Rareș Vorona, Școala numărul 3 Costești, Școala numărul 2 Mănăstireni Bunțeni, Școala numărul 5 Arborea George Enescu, Școala Gimnazială și Grădinița din Măcheni, Liceul Dimitrie Cantimir Darabani. Sunt realizate parțial lucrările pentru câteva grupuri sanitare cu acces din interior, însă sunt sistate din lipsa finanțării. Școala numărul 1 Vladeni, Școala Orășeni Vale, Școala numărul 1 Cordăreni. Sau există grupuri sanitare cu instalații sanitare neracordate la sistemul de apă curentă, Școala Ștubeni. Majoritatea grupurilor sanitare din mediul rural sunt la exterior, cu groapă betonată vintajabilă, igienizată în prezent în mare parte, cu excepția școlii gimnaziale numărul 1 din Măcheni, care până la momentul controlului avea grupul sanitar cu ferestre și uși lipsă, neigienizat și nevidanjat. S-au mai identificat unele școli care nu au spații distincte pentru păstrarea laptelui și cornului sau care nu sunt amenajate corespunzător. Școala Rădăuț Prut, Școala Negreni Ștubeni, Școala numărul 1 Văculești, Școala primară Carasa Corlăteni. Sporadic s-au constatat efectuarea defectoasă a operațiunilor de dezinfecție, deratizare, dezinfectare. Aspecte pozitive. Pe parcursul inspecțiilor s-au constatat și aspecte pozitive. Săli de clasă foarte bine îngrijite, igienizate, cu ventilație, luminat, microclimat corespunzător, în marea majoritate a unităților de învățământ. Spațiile școlare sunt pregătite pentru deschiderea anului școlar. Aprovizionarea cu materiale în sau combustibile pentru asigurarea încălzirii pe timp de iarnă a fost realizată în majoritatea școlilor. Recomandări și măsuri dispuse. Finalizarea operațiunilor de igienizare și reparații curente până la începerea anului școlar. Identificarea de fonduri pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare. La toate unitățile de învățământ, indiferent de modalitatea de aprovizionare cu apă, s-a recomandat monitorizarea calității apei din punct de vedere bacteriologic și chimic. Aprovizionarea cu apă potabilă în școli trebuie să fie însoțită de buletine de analiză, care să certifice potabilitatea. Depunerea documentațiilor la DSP Botoșan pentru obținerea autorizațiilor sanitare, acolo unde se impune. Dotarea unităților școlare cu suficiente substanțe dezinfectante, materiale pentru întreținerea curățeniei și igiena individuală. Dotarea spațiului de depozitare a laptelui și cornului cu frigidere, termometre și termograme. Efectuarea controlului medical periodic a personalului la medicul specialist de medicina muncii conform hotărârii din Guvern 355/2007. Direcția de Sănătate Publică va evalua condițiile igienico-sanitare de funcționare la unității de învățământ și după începerea anului școlar, conform planului anual de acțiuni tematice de control aprobat de Ministerul Sănătății. Pregătirea unităților de învățământ pentru desfășurarea condiției optime a procesului instructiv educativ. În raport este prezentată statistica rețelei școlare din județul Botoșan și mai conține raportul unele informații cu privire la acțiunile și activitățile desfășurate în vederea organizării activității de pregătire anul școlar 2014-2015, asigurării resursului umane pentru anul școlar 2014-2015, încadrarea și evaluarea cadrelor didactice, asigurarea manualelor școlare, dezvoltarea resurselor umane. Referitor la partea efectivă legată de activitatea și monitorizarea făcută de inspectoratul școlar, se mai pot aminti aici câteva aspecte. Sălile de clasă sunt amenajate cu materialul didactic specific clasei sau cabinetului laboratorului, asigurându-se microclimatul didactic optim. Numeroase săli de clasă sunt prevăzute cu mijloace media moderne, audio-video. Sălile de sport sunt funcționale și dotate cu cele necesare desfășurării orelor de sport de specialitate. Sălile de clasă sunt îngrijite, igienizate, cu atmosferă primitoare, cu holuri bine amenajate, marea majoritate a unităților, spațiile școlare sunt pregătite pentru deschiderea anului școlar. La Liceul Alexandru cel Bun Botoșani, sala de sport are acoperișul degradat, existând infiltrații pluviometrice. S-au inițiat demersuri necesare pentru reabilitare prezent, așteptându-se certificatul de urbanism.
Mobilierul modular se regăsește în multe școli, dar mai există școli din mediul rural unde starea acestuia este necorespunzătoare, acesta fiind degradat. Mai sunt școli care nu au un număr suficient de pupitre pentru clasa pregătitoare. Materialul didactic recondiționat și actualizat este pregătit pentru utilizarea în procesul didactic. Au fost efectuate lucrări de construcții derulate prin proiecte de finanțare de la Banca Mondială, după cum urmează. La școala gimnazială numărul 1 Mihălășeni, valoarea investiției de 1.308.000 lei, elevii urmând să înceapă activitatea școlară la 15 septembrie în clădire nouă. Grădinița cu program normal Alba Hudești, valoarea investiției fiind de 690.000 de lei, realizată în proporție de 95%. Investiția și recepția acestea se va realiza la sfârșitul lunii septembrie. Se vor realiza. Grădinița cu program normal Gândești, valoarea investiției fiind de 685.000 de lei, la fel, investiția și recepția se vor finaliza la sfârșitul lunii septembrie. În luna august 2014, 13 unități de învățământ din județ au primit microbuze școlare noi de care vor beneficia 1.500 de elevi. Conform metodologiei de asigurare și gestionare a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, s-a derulat activitatea achiziționării manualelor școlare noi, precum și procesul de completare a stocului cu manualele școlare reeditate. Până la data prezentului raport, au fost primite manuale școlare noi pentru clasele 3-10, conform necesarului comandat de inspectoratul școlar. Nivelul de împrospătare al manualelor este de 10% din numărul de elevi înscriși în clasa 3-a și 25-35% la clasele 4-10. S-a realizat distribuirea manualelor școlare din depozitul de carte școlară în procent de 98%. Se află în curs de derulare procedura de achiziție a rechizitelor școlare conform calendarului. De acestea vor beneficia 23.832 de elevi. Mulțumesc!